sărbători, în această perioadă atât de încărcată pe casa a doua pentru ei, ce gen de stabilitate ar aduce? Pentru că vedem aici este un profil foarte interesant al unei case care atrage atenția asupra unui consum energetic suplimentar în zona reglărilor karmice pe bani. Deci, s-ar putea să vedem săgetători care onorează niște datorii. Este foarte karmică, foarte frumos. Ai spus că este o perioadă destul de karmică și nu întâmplător am și spus mesaj karmic pentru fiecare, marcaj karmic pentru fiecare zodie. Pentru săgetători este o descărcare karmică în zona financiară, în sensul că ei au de onorat niște datorii karmice, deci în zona financiară. Deci, s-ar putea să vedem săgetători care sunt obligați să ajute anumite persoane karmic cărora le datorează ceva, să onoreze niște datorii, spuneam, dar numai acolo unde avem element karmic. Da, pentru confortul emoțional, cred că al săgetătorilor, ar fi bine de spus că uneori e mai bine să plătești cu bani decât în alt fel. Deci, cred că asta le poate aduce puțin confort, gândindu-ne la plăți karmice, da? Gândindu-ne la alternativ. Gândindu-ne la alternativă. Pe de altă parte, dacă ne gândim la săgetători care sunt guvernați de Jupiter, chiar dacă Jupiter este pe casa a 12-a, Jupiter le poate aduce multă cunoaștere din alte planuri. Jupiter le poate reactiva o înțelepciune pe care au dobândit-o, poate că în viața anterioară, sau lucruri pe care le-au aflat fără să-și dea seama și pe care, care au fost înregistrate și acum se pot folosi de ele. Însă să zicem că e o zonă de protecție, chiar dacă aduce multă solicitare. Dar haide să mai spunem ceva. Cu Jupiter acolo pe casa a 12-a, este posibil ca ei să fie nevoiți să lucreze în spatele scenei, să facă anumite proiecte care nu își vor avea recompensa financiară imediată, ținând cont de faptul că Saturn în următorii 3 ani pe casa a doua îi va învăța răbdarea rezultatelor concrete financiare. Adică va fi o investiție de cunoaștere pe termen lung, după părerea mea, de cunoaștere și de înțelepciune pentru săgetători. Oricum, să nu uităm să spunem această foarte frumoasă încadrare a zodiei Săgetătorului între Marele Benefic Jupiter și Și Marele Malefic Saturn. Deci da. Saturn e imediat în semnul următor în Următor. Capricorn, în primul decan, Și Jupiter în al doilea spre al treilea decan, în semnul anterior. Deci ei sunt încadrați de Marele Benefic și Marele Malefic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că săgetătorii vor aduce în prim plan situații de apropiere cu propriul destin. Deci, practic, ei vor intra pe un făgaș al destinului, inedit, bineînțeles, că de-abia acum Saturn a intrat Da. în acest semn următor, în care, inedit, pentru că totuși până acum n-au mai avut o asemenea apropiere de propriul destin, o nouă manieră de a aborda experiențele prin care trec, ei vor reacționa mult mai prompt la anumiți stimuli care până acum poate îi lăsau indiferenți. De asemenea, vor avea o altă abordare față de persoanele de care depind cel mai mult, și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere financiar. energetic, și din punct de vedere financiar. Deci există o raportare mult mai clară, mult mai obiectivă, mult mai concretă și față, spuneam, de persoanele de care depinde energetic și față de cei de care depinde emoțional. În orice caz, există niște intersecții karmice acum, niște intersecții din care săgetătorii nu au cum să iasă decât printr-o abordare corectă. Sunt foarte legați de anumite persoane de care depind, spuneam, într-unul din acele feluri. Deciziile, chiar dacă vor exista și decizii care se vor izbi de contestări în această perioadă, pentru că tot ce e karmic înseamnă și un picuț de Opoziție sau, șicană sau de da, opoziție, dar totuși, chiar dacă obstacol. spuneam, vor fi decizii sau hotărâri care se izbesc de contestare, au o foarte mare șansă cu acest protector în casa credinței să le rezolve într-un mod miraculos. Tot ce îi rugăm pe nativii săgetători este să rămână conectați la credință, la Dumnezeu și la propriul suflet. Dacă ei nu vor face nimic împotriva sufletului, dacă nu se vor întâlni cu persoane care le fac rău din punct de vedere energetic sau cel puțin chiar dacă se întâlnesc, nu vor intra într-o legătură prea Strânsă. strânsă, adică să se dezică de elementele care evident le fac rău. Și chiar dacă sunt situații cu care vor fi obligați să interacționeze temporar și nu le plac,
energetic să nu cupleze cu ele, adică să rămână destul de, nu știu dacă neapărat indiferenți, pentru că mesajul karmic trebuie înțeles, dar în orice caz să nu le hrănească. Ar mai fi de spus la un venit să vedem această gazdă, Capricornul a celor patru planete zilele acestea, cum alege Capricornul de fapt să treacă prin această perioadă atât de încărcată pentru ei? Sugestia mea ar fi, gândindu-mă la Mercur ca la un mesager, că acești capricorni sunt foarte bine aspectați la a primi informații exact pe stilul lui Mercur mesagerul. Informația pur și simplu vine la ei, ei au niște gânduri relevante și care îi luminează, sunt bine aspectați evident și pe comunicare, este o intensitate la nivel mental, la nivel de idei, la nivel de viziune, atât interioară cât și vis-a-vis de ceilalți. Eu cred că au o claritate în gândire mai mare ca oricând datorită acestei conjuncții Mercur-Pluton. Ei efectiv văd lucrurile spălate de amănunte care puteau denatura percepția și imaginea. Sigur că asta îi face pe Capricorn capabil să-și exprime ideile într-un mod foarte clar, îi face bun consilier, pentru că iată, ei au și susținere, dar și ei la rândul lor dau susținere atât prietenilor, grupurilor sociale, unor idei. Capricornii se pot trezi în următoarea perioadă, dacă nu sunt deja implicați în activități de binefacere, de promovare a intereselor unor anumite categorii, de susținere sau apărare a unor idei, concepte, în multă muncă socială și mult elan social pentru ei. Pe de altă parte, ei pot oferi sprijin rudelor, prietenilor, fraților, verilor, vecinilor, sunt destul de prevenitori în ultimul timp, chiar dacă, cum spuneam, această interacțiune se bazează pe claritatea cu care ei văd lucrurile și cu care își exprimă ideile, chiar dacă, evident, de multe ori trăiesc cu impresia că ei știu ce e mai bine. Și pentru frați, vecini, prieteni și pentru comunitate. Dar, sigur, nu putem să-i judecăm pentru asta. Pe de altă parte, trăind într-o lume duală, noi toți avem parte de ambele fațete ale unei situații. Adică acest Pluton în conjuncție cu Mercur îi face doritor să-și impună punctul de vedere și să au claritate în gândire și pot exprima foarte clar ceea ce gândesc, doresc și văd pentru cei din jur, dar pe de altă parte Pluton poate activa niște chestiuni legate de educație, de trecutul din familie, și capricornii sunt supuși unor zgândăriri pe relația cu autoritatea, autoritatea paternă. Nu uităm de această quadratură cu Uranus pe casa casei, căminului, familiei, tradițiilor. Dar într-o notă mai optimistă, în afară de această claritate de gândire și claritate în comunicare de care capricornii vor da dovadă săptămâna viitoare, nu uităm că atât Soarele cât și Venus sunt pe această casă a doua, care este o casă bună și plăcută atâta timp cât avem aspecte bune și plăcute în ea, și Venus este planeta iubirii și finanțelor, așa că îi aspectează extraordinar de bine pe următoarea perioadă pe Capricorn, pe bani, pe iubire, pe îndeplinirea dorințelor, pe aspect. Și încă un lucru foarte interesant, lucruri poate minore de obicei, acum pot căpăta semnificații majore. Este o perioadă care, cu atâta greutate, acest Saturn, acest Pluton, semnul lor, da, există anumite fațete ale unor probleme care devin absolut fundamentale pentru ei. De asemenea, putem vorbi despre o putere aproape misterioasă care îi învăluie pe Capricorn în această perioadă. Ei s-ar putea să se ocupe de lucruri care țin de un plan ușor mistic, pentru că sigur că da, avem atâta forță de predestinare în semnul lor, destul de redus liberul arbitru în această perioadă plutoniană, saturniană, deci
Sunt cam la mâna hotărârilor destinului. La mâna destinului, exact. Din multe puncte de vedere, dar cu o încărcătură profundă. Deci pentru ei cu adevărat este un mesaj karmic în această perioadă cu cele două planete puternic karmice în semn. Și destul de frumos susținuți și încadrați o zodie, iată, cu niște încadrări frumoase astrale de Jupiter în sextil cu semnul lor și Neptun la fel, pe un sextil foarte frumos, agresați doar de Uranus și normal de greutatea lui Saturn în semn, dar spuneam, ei sunt confortabili pentru că sunt gazdele lui Saturn, deci pe ei nu-i va agresa chiar atât de rău. Nu-i va obstrucționa chiar atât. Au avut parte de obstrucționarea saturniană în ultimii 3 ani pe casa 12. Da, ar mai fi mai mult. Dacă ar fi o atenționare vis-a-vis de Capricorn, este cu destinul și Ceres pe casa 8-a, care este o casă foarte psihică, foarte ascunsă. Nu este ușor de dezlușit, dar este și o casă a vulnerabilităților, că este posibil ca unii Capricorn să se trezească într-o situație ingrată prin care să aibă un rol de destin în viața celor din jur, dar prin obstrucții, da, prin limitări. Să mergem mai departe, să vedem vărsătorii, Silvan. Ce să vorbim despre karmă și vărsători cu tot ce se întâmplă în Capricorn și pe casa a 12-a? Dacă toate aceste aspecte sunt karmice pentru celelalte zodii, după părerea mea, vărsătorul are a se confrunta cu nenumărate aspecte și fațete ale trecutului, uneori poate unui trecut pe care chiar nu-l știe, și dacă sunt niște facturi de plătit în ghilimele, cam pe la vărsători o să le vedem. Nu cred că atitudinea potrivită ar fi aceea să ne întrebăm ca și vărsători, dar ca și orice altă zodie, de ce mi se întâmplă mie sau ce am făcut ca să se întâmple asta, fie că e de bine, fie că e de rău. Pur și simplu se reglează un cont, o balanță. Cum spuneam, aspectele cele mai karmice fiind pe casa a 12-a, singura ieșire pentru această casă, care e destul de imaterială și nepalpabilă, este onestitatea, credința, limpezimea gândurilor, uneori puțină retragere în singurătate, să medităm la noi, la problemele noastre, la viziunea noastră, la ce așteptări avem, însă pe acest lași principiu că Mercur este un mesager și un vestitor, vărsătorii săptămâna viitoare pot primi niște mesaje extrem de intense. Fie că este vorba de maestri spirituali, fie că e vorba de ghizi, fie că e vorba de persoane din trecutul lor, ei își pot limpezi cumva niște predispoziții genetice, pot înțelege care este amprenta genetică generațională în familia lor, își pot înțelege moștenirea, strămoșii. Fie că este vorba de o moștenire, cum spuneam, genetică, fie că e vorba de o moștenire emoțională, psihică sau karmică. Momente bune de introspecție. Cumva trecutul are foarte mare importanță și sigur nu trebuie să se întâmple lucruri spectaculoase. Poate că anumiți vărsători vor primi un mesaj printr-o amintire din copilărie care li se reactivează, poate dintr-o perioadă despre care considerau că ei nu au nicio amintire. Însă poate fi ceva edificator. Pe de altă parte, hai să spunem că au parte, în afară de această introspecție la care sunt obligați să recurgă în următoarea perioadă, au parte de o prezență mai concretă și mai benefică a Soarelui și a lui Venus în semnul lor. Sigur că Venus îi face atrăgători, vizibili, plăcuți, vor vedea că sunt căutați de cei din jur, mai ales că Marte la sfârșitul săptămânii se mută pe o casă a socializării, e clar că lumea îi va invita, prietenii, cunoștințele, sau îi va invita la diverse evenimente, lumea, sau vor avea diverse evenimente legate de profesional. Nu uităm că toate aceste aspecte karmice în acest moment fac aspecte favorabile cu Jupiter, da, pe mijlocul cerului și cu Neptun pe casa a banilor. Da. Câtă confuzie ar fi, aduce ceva, un să plus de valoare. Să vedem și pentru pești, Silvana, care sunt marcajele karmice. Da.
Pentru pești, anturajul este o temă și dacă ne referim la peștii tineri, le-am recomandat părinților sau tutorilor să aibă mare grijă cu cine acești tineri sau adolescenți își petrec timpul. Dacă este vorba de persoane adulte, ne referim la seriozitatea intențiilor și asumarea unor concepte de viitor sau a unor concepte sociale, aderarea la anumite grupuri sau organizații. Este ca și cum destinul ne, și nu numai destinul, karma îi duce pe pești într-un anume mediu în care ei își descoperă dintr-o dată, în care descoperă autenticitatea preocupărilor, o mai mare seriozitate, poate că dorința de a schimba lumea, că e și Pluton acolo, dorința de a schimba lumea fiind susținută săptămâna viitoare de informații suplimentare, de vești, de persoane care să le dea senzația peștilor, și nu e numai o senzație, este o certitudine că ei pot face diferența în lumea asta, că pot schimba ceva din punct de vedere social sau că pot schimba persoană cu persoană, pot aduce ceva bun. Peștii sunt niște purtători de drapel și, cum spuneam, energiile fiind atât de complexe pe casa anturajului, noi știm că peștii sunt cumulul energetic al tuturor celorlalte zodii, de aceea atenție cu cine se însoțesc peștii, sfaturile cui le ascultă, cui dau sfaturi, pentru că există niște persoane care sunt ca niște sugative de energie pentru pești. Oricât de plin de compasiune ar fi peștii, pe acolo se scurge multă energie. Multă treabă vor avea peștii odată cu mutarea lui Marte pe mijlocul cerului la ei. Pe de altă parte, iarăși este un paradox și la pești. Toate aspectele karmice pe casa socializării. Probleme karmice. Da. Serioase. Și soarele și Venus pe casa a 12, adică ei trebuie să știe să comute, da, să repare, să comute, să gliseze de pe social, pe individual, de pe introvertit, pe extrovertit. Multe abilități se vor pune în mișcare. Și într-adevăr repară lucruri care vin către ei în forță, lucruri care și ele au o conotație karmică. Intră de asemenea pe o filieră corectă din punct de vedere energetic, spiritual, sunt foarte deschiși și foarte preocupați de zona aceasta emoțională și luna conjunctă cu Neptun, da, îi face să înțeleagă anumite marcaje, spuneam, karmice în plan personal, și Venus în casa 12-a. Deci găsesc până la urmă o linie în care ei pot să achite și niște datorii față de anumiți oameni care au însemnat ceva în viața lor. Deci este o perioadă în care peștii rafinează niște senzații, devin destul de atenți. Într-adevăr, au pretenții de la oamenii care le sunt apropiați, da, este adevărat. Sunt perfecționiști oricum. Da, s-ar putea acest lucru să-i uimească pe cei care le sunt alături, dar totuși nu fac lucruri incorrecte. Adică ceea ce ne cer peștii în această perioadă sunt lucruri destul de corecte. Putem spune că ei sunt foarte bine aspectați cu tot ceea ce se află în Scorpion, în Capricorn. Deci peștii în această perioadă sunt pe o direcție destul de corectă din punct de vedere energetic, spiritual și cu intenții emoțional pure. Adică asta se vede și din destinul pe casa purității intențiilor și din ceresc. Ei au intenții pure, ei doresc să le ofere suport, sprijin celor din jur, sunt mult mai eficienți decât au fost până acum. Găsesc metode concrete de a pune în practică, de a-și pune în practică abilitățile și viziunile. Silvana, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și astăseară de la ora 21. La revedere!